că în justiție lucrurile au mers prost, merg și vor merge prost. De ce merg și vor merge prost în continuare? Pentru că acolo sunt atât de înrădăcinate toate relațiile astea de clan și mafioti, că ele sunt programate pe următorii 20-30 de ani. Da. Asta înseamnă că din cauza justiției noi nu o să avem progresii pe integrarea europeană. Ce credeți, că acest concurs... Sau poate atunci o să se mobilizeze guvernarea și o să facă acea reformă pe care toți o așteptăm. O să schimbe de 5 ori încă până atunci. Însă, asta noi vorbim în abstract, în condițiile în care ar fi pace și ar fi tot în regulă. Dar cu războiul la hotar, de ce noi nu ne trezim și nu ne dăm seama că este un pericol mult prea mare și trebuie luate altfel lucrurile? Eu cred că toți își dau seama. Dar chiar dacă n-ar fi războiul, integrarea europeană presupune o creștere economică. Noi acum suntem pe zero. Hai, o să creștem cu 3%, poate, vreodată, anual. Dar noi suntem de 4 ori în urma României, care merge cu 5% creștere anuală economică. Cum noi putem ajunge România fiind de 4 ore în urma ei cu o creștere cu viteza de 3 km la oră, când ei sunt cu 1000 de km înaintea noastră și merg cu viteza de 50 de km la oră? Asta e absurd. Noi, deci nouă ni se propune și nouă ni se promite de către toți acești politicieni, indiferent de dreapta, nu mai spun aia de stânga, ni se propune să trăim în sărăcie în continuare cu o creștere oarecare. Care-i sensul unei asemenea trai? Dacă la noi oamenii stau la coadă după pașapoarte românești la consulat, cum să naște copilul? Da, la coadă au stat și atunci când a fost PL-ul la guvernare, inclusiv. Ca asta nu s-a pornit de un an, doi, trei, patru, cinci. Dar nu se poate amestica totul. Noi, când am venit la guvernare, era viză între Moldova și România. Era viză, era declarat ambasadorul României, Teodorescu, non grat, a fost 7 aprilie. Unde e dreptatea pentru 7 aprilie? Nu s-a făcut de nicio guvernare până în prezent. Totul este cu scopul de a rămâne la putere.